pentru astăzi. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Evrei, capitolul 11, versetul 1. Când israeliții au ajuns la Marea Roșie, situația lor părea imposibilă și disperată. Ei au eșuat primul lor test al credinței când au spus că ar fi fost mai bine să slujească ca robi în Egipt decât să moară în pustiu. Deși văzuseră minunile lui Dumnezeu și modul cum i-a eliberat din robia Egiptului, au uitat repede această istorie recentă a intervenției divine. Dumnezeu a permis această situație imposibilă nu doar să le testeze credința, ci să-și arate gloria și puterea Lui. Credința biblică se bazează pe realitatea invizibilă a prezenței, puterii și protecției lui Dumnezeu în circumstanțe dificile sau chiar imposibile. Sunt momente când viața ne pune în situații imposibile pe care Dumnezeu le permite ca să ne testeze credința și să se dezvăluie pe sine și slava sa. Oricare ar fi situația imposibilă cu care te confrunți, încurajează-te cu amintiri despre credincioșia trecută a lui Dumnezeu și providența binecuvântată. Nu permite ca invizibilitatea soluției să te arunce în îndoială sau panică. Rămâi ferm în credință. Tată drag, mă uit în trecutul meu și văd cum m-ai izbăvit din situații care erau imposibile. Știu că și în situația actuală tu ai deja soluția, chiar dacă eu nu o văd încă. Îți mulțumesc și te iubesc. Amin.